Bine ați venit astăzi la acest eveniment. Inaugurăm Centrul Social pentru Cazarea Persoanelor fără adăpost. Acest obiectiv a fost finanțat de primăria Piatra Neamț. Îi mulțumim domnului primar și l-avem prezent aici și ne onorează cu prezența astăzi la inaugurare. Doamnei viceprimar Mința Vârlan. Și slujba va fi de sfințire acestui lăcaș, va fi oficiată de preotul paroh, domnul Mița. Paroh, da. Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum și pururea și în veci vecilor. Amin. Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți și așezământul acesta și pe beneficiarii lui și adăjduim să ne binecuvinteze și pe noi, ca parohie, să nu trece cumva pe lângă suferința celor care nu au un adăpost deasupra capului și trebuie să ajungă aici, de la cei care sunt de multă vreme în această situație, până la cazurile tragice, când în preajma sărbătorilor vedem uneori poate femeia alungată de acasă, cu copiii de mână și alte lucruri asemenea. Dumnezeu să ne ajute la toți. Implicat în zona socială, aici în parohia pe care o deține, din cartierul Speranță. Ne aflăm la un moment important, aș spune eu, astăzi, în care, iată, finalizăm o investiție inclusă în programul de guvernare locală din acest an, prin care am reușit renovarea acestui centru social cu rol de cazare temporară pentru persoanele fără adăpost sau mai cunoscut sub denumirea de adăpost de nou. După cum vedeți, o investiție prin care a rezultat un centru modern cu toate dotările necesare, de la condiții foarte bune, mobilier, obiecte de care se vor folosi cei care vor fi cazați aici, centrală care va asigura încălzirea întregului spațiu, până la bază și cu personal asigurat din cadrul Direcției de Asistență Socială. E o investiție în zona socială foarte importantă și cu care de astăzi, orașul Piatra Neamț se poate mândri. Din ceea ce am mai văzut, cred că este unul din cele mai moderne centre de acest tip din țară. Un alt avantaj îl reprezintă faptul că în apropiere, sau chiar în vecinătate, este și centrul de permanență, renovat tot în cadrul acestui proiect și, practic, cei cazați aici vor putea beneficia și de servicii medicale gratuite la centrul de permanență. Vreau să vă mai spun faptul că prin această renovare s-a ajuns la un număr de 40 de locuri de cazare. Există spații separate de această dată pentru femei, pentru bărbați, pentru familiile cu copii. Și cei care vor fi cazați aici în centru vor beneficia și de hrană zilnică prin intermediul cantinei sociale din Piatra Neamț. În ce privește problematica socială, iată că și în acest an primăria a tratat-o cu toată seriozitatea și am dezvoltat acele servicii sociale de care comunitatea noastră are nevoie, venind în sprijinul persoanelor defavorizate, persoanelor care poate au avut mai puțin noroc în viață decât mulți dintre noi. Eu sper că acest centru să dăinuiască cât mai mult în timp. Numărul de locuri din experiența anului trecut acoperă necesarul în sezonul rece. Practic, el este deschis în perioada noiembrie-martie, dar au fost situații speciale, persoane care au probleme medicale deosebite, care au fost cazate aici și în afara acestui interval și vom continua să procedăm la fel.
Mihaie, pe mine și pe domnul viceprimar Bogdan Gabrielescu și rugăm să ne mântăm. Mulțumesc, mulțumesc, o mare plăcere și o mare satisfacție că mă aflu astăzi aici cu întreaga conducere a primăriei. Cred că lucrurile bune vor continua, sunt sigur că vor continua și iată că conducerea primăriei, atâta timp cât face echipă și avem o echipă care gândește pentru cetățeni, iată că avem realizări și lucruri bune care se întâmplă în acest oraș. Nu ne vom opri aici și veți vedea că în perioada următoare vom continua cu aceste realizări. Mulțumesc mult și mult pe vă! Da, continuăm cumva ideea exprimată și de domnul primar și de domnul viceprimar. Cred că până la urmă este un gest de normalitate pe care primăria Piatra Neamț l-a făcut față de locuitorii acestei comunități. Această grijă față de membrii comunității din Piatra Neamț este una permanentă, atât la conducerea primăriei, cât și la Direcția de Asistență Socială. Și repet, cred că se înscrie într-un gest firesc, într-un gest de normalitate față de locuitorii acestui oraș. Aș vrea să mulțumesc și colegilor de la Direcția de Asistență Socială. Sigur, primăria a făcut efortul de investiție, deloc de neglijat, dar deloc de neglijat este și gestul colegilor, mai cu seamă colege, cât mai multe doamne, dar al colegilor, de la Direcția de Asistență Socială, care s-au dedicat, să spunem, mai mult afectiv realizării și punerii la punct a acestui centru. Este o mare deosebire între ceea ce a fost, persoane care cunosc, o parte dintre dumneavoastră care cunosc acest centru anul trecut și ceea ce există acum. Sigur, am aceeași speranță ca și domnul viceprimar că toate acțiunile, toate demersurile care sunt în folosul cetățenilor vor fi continuate de primăria Piatra Neamț, pentru că, până la urmă, acesta este sensul existenței oricărei primării. Vă mulțumesc! Eu aș invita să facem o tură, să vedem exact ce ești prin camere, da? Licenția, deci acesta este al șaptelea. Asta e foarte bine și eu știu că faceți lucruri. Orice furnizor public și privat care acordă servicii sociale nu le poate acorda până ce nu solicită licența de funcționare. Condițiile sunt extraordinare și va trebui avut grijă să păstreze ce este aici, pentru că mai există o tendință așa de a mai strica și poate scheltuim mai mulți bani ca să reparăm. Vinim astăzi să văd inclusiv pijamale, papuși de casă. Cred că o să fie foarte votat centrul ăsta în iarna care urmează. Ceea ce e extraordinar să ai condiții pe asta. Se adresează cetățenilor din municipiul Piatra Neamț. Locuiește chiar aici, în cartier. Da. Și o să mai treacă pe aici, să vadă cum să lăsă. Da. 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 Da.